Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt cum noi, pe timp de iarnă, am lăsat bazinul afară. Cam așa. Vedeți că afară a nins. Cam așa. Deci am hotărât, până acum noi îl strângeam în fiecare an. Însă, după ce îl strânge, el se mai deteriorează, așa că anul acesta am hotărât să-l lăsăm afară. Să vedem ce va fi cu el. Asta e pisica vecinilor, care vrea să intre în casă. Și, cam așa, până când, deja este luna februarie, arată destul de bine, nimic nu s-a întâmplat cu el, cu toate că anul ăsta a fost un an destul de cald, dar vom vedea. Acum deja sunt înghețuri și vedeți că și a și nins. Cam așa arată în interior. L-am lăsat cu apă, după cum vedeți, apa a înghețat, însă nu până jos. Interesant, se poate de făcut schi pe această apă. Cam așa. Eu sper că va fi totul ok cu el până la sfârșit. Vă vom arăta primăvara ce s-a întâmplat. Dar până când e super. Primăvara îl vom curăța și îl vom umple din nou cu apă. Sper că nu va fi nimic. Cam așa. E deja al treilea an la noi. Cam asta am vrut să vă spun în acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și eu vă mai aștept să reveniți. Pa, pa, pe curând! V-am pupat dulce, dulce!